cei de la Protecția Consumatorilor Gorj. Vreau să l-am rugat și pe domnul Buleac, organizator aici, să fie prezent și dumneavoastră. Adresez în aceeași măsură dumneavoastră cât și dumneavoastră următoarele solicitări. Fiecare dintre cei care participă la această manifestare vreau să aibă la vedere în față, nu în spate, în față, codul mic de înregistrare cu denumirea societății comerciale care are cortul respectiv. Deci fiecare dintre dumneavoastră trebuie să aibă denumirea societății la vedere. 1. 2. Vă rog foarte mult, verificați-vă toate unitățile FIP, că sunt astea, citrine, că sunt leți frigorifice. Deci, vă rog foarte mult, verificați-le în sensul că sunt curate, plecând de jos, de pe fundul lezii sau vitrinii, și până la chedere, și până la capace, și până la tot ceea ce înseamnă aceste unități frigorifice, sau aer condiționat, dacă are cineva. Verificați-vă că sunt curate, că sitele acelea sunt curate. Mai departe, tot ceea ce comercializați, absolut tot ceea ce comercializați, vă rog frumos să poarte eticheta. Eticheta producătorului. Pe eticheta aia să fie trecut numele producătorului, să fie trecută adresa producătorului, să fie trecut data valabilității produselor respective. Da? Verificați-vă să nu aveți ceva expirat. Mai departe, tot pe acea etichetă scrie condițiile de păstrare. Aici mă refer în special la partea de alimente. Fiecare producător are condițiile de păstrare trecute pe eticheta care însoțește produsul. Nu accept niciun fel de explicație, știți că s-a pierdut, că n-am avut-o, că era aici și nu mai e și era când... Nu discutăm. Am venit, am găsit ce nu. Vă spun acum să nu găsesc. Activitatea s-a închis în secunda 1. Consider că este corect să vă informez de la bun început care sunt dorințele noastre, iar dumneavoastră să vă puneți în ordine în așa fel încât să vă puteți face activitatea fără să încălcați vreo normă. Deci, repet, denumirea societății scrisă mare, frumos, SC, nu știu ce, din Gorj, din Dolj, din Alba, de unde sunteți? Al produsului. Sau nu, denumirea societății. Puneți cuiu! Dar să poată fi citit, nu scris mic într-un colț acolo. Cei care aveți terasele unde veți comercializa produse din carne și carne. Expunerea se face sub folie, să nu vă ceva fără folie, astea din față aici. Deci totul pus sub folie, în așa fel încât să nu existe contact cu insecte. Da? După aceea, vitrinele, lăzile, să fie curate, alea, ce aveți dumneavoastră pentru gătit. Ustensilele de gătit să nu fie altfel decât cele prevăzute de lege, să nu aibă mânere de lemn, să nu aibă, să fie tot în regulă, să fie curat. Peste tot, să fie curățenie, în așa fel încât să nu existe vreo problemă. Vă rog foarte mult. Amenzile sunt foarte mari și vă rog să nu ne puneți în situația de a vă aplica amenzi. Nu am nicio plăcere să fac asta, dar dacă se impune, o vom face. Deci lățile și vitrinele. Apoi prețurile pentru produs, pentru fiecare produs în parte, în dreptul acelui produs, trebuie trecut prețul cu lei la sfârșit, nu 5 sau 3 sau 8 sau 10. 10 lei. Mai departe, porțiile. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că micul are 100 de grame sau 50 de grame, ne referim exclusiv la produsul finit. Nu la produsul în crud. Că dumneavoastră nu vindeți produsul crud, vindeți finit. Pentru care prețul îl afișați pe produsul finit și gramajul acestuia. Orice lipsă la gramaj
pot să vă spun că amenda pleacă de la 10.000 de lei în sus. Vă rog foarte mult pentru activitatea dumneavoastră să nu aveți astfel de abatere. Deci gramajul pe porție. Dacă aveți mici cu cartofi prăjiți și cu maioneză sau muștar și chiplă, spuneți. Un mic 50 de grame, cartofi, porția de cartofi 100 sau 200 sau cât considerați dumneavoastră, în detaliați. Nu. Dacă aveți porție, dume, mici cu cartofi, nu știu ce meniu, îmi spuneți câte grame are micul, câte grame de cartofi sunt în porție, cât muștar, câtă chiplă. Vă rog foarte mult, țineți minte, mi-a plăcut să vă fi notat, pentru că sunt multe informații și v-aș juca să le rețineți pe toate. Prețul, cum v-am spus, s-a afișat atât la băuturi, cât și la mâncare. La băuturile vrac, cum ar fi berea la pahar, scrieți clar, nu pahar mare, pahar mic. Sau la sucuri, la dozatoare, sau la floricele de porumb mare-mic, nu există unitatea de măsură mare-mic. Spuneți exact gramajul sau mililitrii respectiv, 400 de mililitri sau 250 sau cât are paharul ăla de bere sau în ce recipient îl comercializați. Băuturile la sticlă, îmi puneți prețul care să fie vizibil. Da? Să aveți autorizații de funcționare.